Vorbim astăzi la Confesiuni despre Teatrul Poveștilor Copilăriei și o facem cu un actor care din 1962 joacă pentru întreaga familie aici la Teatrul Ion Creangă. Ion Arcudeanu, bună ziua și bine ați venit! Sărut mâna, bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că ați venit la noi cu o zi înaintea unei noi premiere la Teatrul Ion Creangă, despre care vom vorbi, vom vedea în avanpremieră și imagini în emisiunea Confesiuni, realizate live aici în platoul nostru de actorii Teatrului Ion Creangă. Și o vom face împreună, bineînțeles, cu regizorul spectacolului. Este vorba de Cartea Junglei. Dar până atunci vreau să vorbesc puțin cu dumneavoastră și să-mi spuneți, am citit în cartea asta În brațele poveștilor, una dintre cărțile pe care le-ați publicat, despre o copilărie extraordinar de frumoasă, aș putea spune. Și am văzut de la început că vi se spunea poetul școlii, acolo, pe malul Dâmboviței. Da, pentru de că ce? Încercam versuri destul de naive, dar în naivitatea lor, ele erau pline de experiența pe care o aveam eu cu traiul de la țară. Vacanțele le făceam pe malul Dâmboviței, la bunica. Știți cum e, în viața unui om sunt momente fericite și nefericite. Dar ele, parcă viața vine și le completează. Nefericită a fost copilăria mea, pentru că mama s-a despărțit de tata, eu am rămas cu mama și am plecat la țară. Acolo ne-a prins războiul. Și știți cum e, în război sunt foarte multe greutăți, mai ales când ești rupt de cel care trebuie să aibă grijă de tine. Și nenorocirea face ca și mama la sfârșitul războiului să se prăbădească. Și am rămas cu bunica. Dar, în schimb, ce mi-a oferit această mirifică zonă, pădure, câmpie, apă, m-a îmbogățit sufletește. Și v-a inspirat, și m-a inspirat în poveștile. Exact. Și aveam un univers. Eram copilul naturii. Aveam Dumnezeul meu care mă conducea și mă inspira. Și atunci am început să scriu. Și la școală se minunau învățătorii, că aveam învățători. Și așa am ajuns să fiu numit poetul. Și cine nu se gândea pe atunci că eu nu o să ajung un mare poet? Dar când s-a închis cariera asta de poet? Tot cu o întâmplare nemaipomenită, dacă pot să o spun acum, ar fi extraordinară. Noi aveam pe lunca Dâmboviței, o bostănărie. Și acolo eu mă duceam și aveam grijă de să nu o fure. Dar aveam și doi măgari pe care trebuia să-i hrănesc. Și într-o zi i-am dus la baltă. Eu am luat niște papură și stuf, mi-am făcut un pat împărătesc și m-am așezat la scris. Și era frumos, era nebun. Ei pășteau, eu scriam. Făceați ce vă plăcea cel mai mult. Exact, și am adormit cu caietul pe piept. Adormind, unul din măgari, Vasilică, a venit, mi-a luat caietul și a început să zburde cu el prin toată lumea. A venit din nou, l-a făcut ferfeniță, încântat de încărcătura versurilor mele. Da, de talentul, de talentul dumneavoastră l-a scris. Așa, da. L-a chemat la ospățul cenacului de poezie și pe colegul lui Marinică, dar ăsta, fără fic de rafinament, n-a gustat încărcătura versurilor mele. Și atunci mi-au rupt caietul, l-au făcut fefeniță. Și așa s-a ales praful de un mare poet care trebuia să devină. Cu același șarm povestește Ion Arcudeanu în această carte întregile povești ale copilăriei. Dar cum ați ajuns la teatru, sau n-aș lua cum ați ajuns la teatru pentru că nu avem foarte mult timp, mai degrabă cum s-a întâmplat de ați intra la teatru abia la al doilea an, al doilea an, și odată cu dumneavoastră am avut au picat o pleiadă întreagă de viitor mare actori. Exact, nume celebre ale teatrului românesc. A picat atunci Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Camelia Zorescu, Constantin Diplan. Toți eram, era foarte greu să intri la teatru. Era greu. Despre ce an povestim? Era greu, 57. Uh-huh. 57, în 56, deci am dat, am căzut. Și am mers toți care am căzut la Școala Populară de Artă. Și am format o clasă. Acolo aveam o profesoară venită de la Timișoara care nu avea altă preocupare decât profesoară la școala
și stătea cu noi de dimineață până seara. Cum să vă spun eu, arta într-adevăr cere sacrificii și școala de teatru cere sacrificii. Cumpăram niște biscuiți cu un borcan de gem și asta era mâncarea noastră pe toată ziua. Dar în schimb făceam teatru. Și după teatru ați fost la prima dată Păpușar, la Teatrul Țăndăric. Am văzut că se organizează un concurs și m-am dus acolo și am intrat pe primul loc cu o colegă de-a mea, Adriana Piteșteanu, care și ea a fost actriță la Național, pe urmă a devenit profesoară la Târgu Mureș, pe urmă la Institutul de Teatru, foarte bună, foarte bună profesoară. Da. Și între 1961 și 62, actor la Teatrul pentru Copii și Tinere din București. Din București, da. Unde a fost Radu Penciulescu director. Uh-huh. Și Radu Penciulescu îmi spunea, domnule, te rog să rămâi la mine, că vreau să pun un repertoriu special pentru tine, să te promovezi. Eu de-avea venisem din institut, vă dați seama, eram o speranță, o tânără speranță. Și făceam turnee foarte multe atunci, se făceau turnee. Soția domnului Ion Lucian, Dumnezeu să-l odihnească, prima soție, Tilda Radovici, o actriță la Național, era colegă acum cu noi la Teatru pentru Tineret și Copii. Și în aceste turnee, vine într-o zi și îmi spune, când așteptam noi la umbra unui dud spectacolul de seară, Arcudică, nu vrei să vii la noi la teatru? La noi la teatru? Eu eram la teatru. Michi era Ion Lucian, înființează un teatru pentru copii. Se va chema Ion Creangă și dacă vii la noi, nu o să mai știi unde este România pe hartă. Eu vreau să vă spun ceva. Obișnuit cu libertatea, cu nebunia, cu... și de spirit, și chiar cea adevărată, mi-era drag să fiu liber. Mai ales atunci când nu ieșea nici vrabia din țară. Când am auzit că se poate ieși, am zis, cum să nu doarmă? Vin. Când a auzit Radu, s-a supărat pe mine, Radu Penciulescu. S-a supărat că ați plecat de la teatru lui la teatru Ion Creangă? Dar nu concepea cum să plec. M-a gândit pentru un repertoriu, pentru tine. Și din 1962... Am intrat la Teatru Creangă. Și ați rămas la Teatru Ion Creangă. Și am rămas la Teatru Creangă pentru că din al doilea an a început acea mirifică poveste pe care n-au trăit-o, eu spun, poate nici jumătate, nici un sfert din cei care au terminat cu mine în promoții. De ce este așa specială lumea Teatrului Ion Creangă? Să ne referim la actori? Da. Pentru că nu poți să vii la Teatru Ion Creangă dacă nu iubești, în primul rând, copilul. Spectatorul căruia îi te adresezi. Este un spectator cu totul altfel. Da, te simte imediat dacă ești obosit sau plictisit de ceea ce faci. Nu, spectatorul mare, că am jucat și joc în continuare și spectacole pentru adulți. La Teatru Metropolis am văzut că aveți un spectacol. Da, la Metropolis și la Arcub. Am două proiecte la Metropolis. Am Baba care ascultă Aba, cu Lumința Iunghiu, care a luat acum premiul și vreau să vă spun că de când a luat premiul sălile sunt arhivi. Și până atunci veneam oamenii la teatru. Dar așa e, vedeți, popularitatea, publicitatea. Da. Și revenind la Teatrul Ion Creangă, la actorul de copii, actorul dedicat copilului. Actorul dedicat copilului, am spus, trebuie să iubească în primul rând copilul și să-și sacrifice, într-un fel, meseria pentru teatru mare. Mi-aduc aminte de colegul meu, Marin Moraru, care acum este vedetă, că a apărut la o colegă de noastră la o emisiune și îi se destăinuia, nu se confesa, spunând așa, eu am avut șansa să plec de la teatru de copii, că el a fost coleg cu noi, la Teatru pentru Tineret și Copii, în 61, când am terminat. Pentru că m-a descoperit Giurchescu. Cu alte cuvinte, la Teatrul Creangă nu sunt atât de multe vedete cum sunt în teatru mare. Sunt, dar nu sunt cunoscute.
mai puțin cunoscute. Mai puțin cunoscute. Să vedem un colaj de fotografii cu secvențe din spectacolele în care a jucat Ion Arcudanu și am să vă rog, în măsura în care vă amintiți din ele, să ne și povestiți despre ele. Ia da. Uitați-vă aici, când Ion eram, Arcudanu în tinerețe. Da. Ăsta e din primul spectacol cu Păcală. Am avut mai multe variante. Asta e pus de Barbu Dumitrescu, un spectacol extraordinar. Acolo e Genoveva Preda, pe care o salvam pe Mirea. Da, exact. Păcală cu care am făcut niște turnee extraordinare. De ele n-am apucat să vorbesc. Cu acest spectacol am fost în toată Europa, am luat premii și datorită acelor premii, asta era pălăria cu surprize, vedeți pălăria deasupra? Dansam, vă închipuiți? Da. Și tot ansamblul. Asta este... Cartea cu jucării. Da, un spectacol foarte frumos. Asta este... De fiecare dată machiaje speciale. Care... Da? Ajută personajele, coregrafie, dans, muzică, da, spectacolele astea sunt foarte specială. Complexe întotdeauna. Da. Extraordinar, Dumnezeule. E un spectacol mai nou. Mai nou, da. Asta e din Pinocchio. Vă dați seama, înaintea mea a fost Petrov, care a jucat tatălui Pinocchio. Asta din Harapalb. Acum din... spectacolul nostru,